Spider-Man, Spider-Man. După cum vedeți, am plecat de la cabinet doar pentru chestia asta. Am fost non-stop, am deschis cabinetul și am stat non-stop. Îmi cer scuze dacă nu se aude grozav, poate, nu știu, nu am foarte mult timp, dar o să încerc să aduc în continuare cât pot recenzii și reacții și nu știu ce. Da, deci promit că o să reușesc totuși, măcar astea cele mai mari și tot o să reușesc. Aveți încredere. Hai să vedem al doilea trailer, prima vedere la Spider-Man No Way Home. Nu aș vrea să-mi arate dacă o să fie Tobey Maguire și Andrew Garfield, n-aș vrea să-mi arate, vreau să fie o surpriză din asta gen super mare dacă va fi. Domnește! Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. Okay. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. From every universe. Oh. Oh. Hello, Peter. Ah, deci chiar vorbea cu el, se pare. You're not Peter Parker. Ah! Sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Ah, vorbesc cu... Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. Oh, I'm sorry, kid. Okay. Yeah, me too. Don't. Okay. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You gotta take this away from me. Oh! Peter. You're struggling. Okay. Everything you want. Oh! The world tries to make you choose. Oh! Oh, you're a reptile. Asta e vocea lui Goblin. Ăla nu părea, ăla părea Goblinul al lui Garfield. Deci Goblinul lui Tobey. Ăsta pare Goblinul... Ăsta pare Goblinul lui Garfield. Acolo pare că moare Happy. După fața lui explodează sau cade sau ceva pe mașină. Uite, Electro, Sandman, Lizard, lui Garfield. This is all my fault. Nice. I can't save everyone. Okay. No, e Gwen all over again. What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. Aha! They're starting to come through, and I can't stop them. Încep să intre și nu pot să... Ar putea să intre și ceilalți Spider-Man. Adică ar fi... stupid să dai atât de mult. Ar fi a treia, a patra greșeală majoră a ăstora de la Marvel și, mă rog, MCU și Disney, whatever, să nu bage măcar 5 minute ceilalți doi Spider-Man. Adică ar fi cea mai mare tâmpenie să îl arăți pe... Nu știu cât de mult mi-a plăcut faptul că stau și vorbesc atât de mult cu Octavius, cu Alfred Molina, gen râd de el, nu-mi place umorul ăsta, din cum te cheamă Dr. Otto Octavius, ha ha ha, râd de el, știi, gen... Nu-mi place chestia asta, dar, mă rog, hai, nu știu, hai să vedem. Nu prea îmi place nici faptul că au vorbit neapărat cu el, dar are mai mult sens pentru că el devenise bun la sfârșitul lui Spider-Man 2. Hai să zicem că nu e chiar același, adică după cum arată, că arată un pic diferit. Să zicem că ăștia sunt din universuri asemănătoare, fiind un infinit de universuri, sunt din universuri asemănătoare cu alea. Nu e chiar fix ăla, pentru că ăla chiar moare la sfârșitul Spider-Man 2. Să vedem ce explicații o să dea, dacă o să dea. Ok, da? Nu prea place că stăteau și vorbeau cu el atât de mult, că devin prieteni, whatever. Depinde cum o fac. Seamănă, ok, am înțeles că vor să se inspire și să inspire momentul ăla cu Gwen, când moare Gwen în Amazing Spider-Man 2, știi, cu Andrew Garfield, e faza aia cu asta când cade asta. Seamănă și foarte mult, și asta nu e o chestie bună, că lupta asta seamănă foarte mult cu Spider-Man 3, când se luptă el cu Venom și cu Sandman și cu Goblin, mă rog, fiul lui Willem Dafoe, mă rog, ok, James Franco. Unele chestii poate puteau să le scoată, adică, ok, îi bagi pe toți, ok, fă un moment epic cu ceilalți Spider-Man să se bată cu ei măcar, sau fă un moment de luptă epic, nu știu, că nu... Măcar să fie mișto pe partea de acțiune, pentru că atât de multe personaje și terminați cu umorul. Prea mult umor, măcar să fie șmecher, să fie marfă, să fie gen Și asta că vine, când zice la sfârșit că vin mulți și nu pot să-i opresc. Mai vin alții. Gen vine și Venom. Exclusively at movie theaters. Tickets on sale November 29th. Spider Monday. Spider Monday. Da. Ok. Ok. Aș fi putut să trăiesc fără să văd atât de mult personajele astea și să le văd în film. Mi-a plăcut mai mult în primul trailer cum au făcut treaba. Ar trebui să rămână pe acolo. Mă bucur că n-au arătat ceilalți doi Spider-Man, dacă sunt, și Doamne, cât de stupid ar fi să nu fie. Mi-au mai scăzut un pic așteptările, pentru că iar o să bage umor, o să fie o ciorbă cu toate scenele care o să semene cu alte filme. Are potențial să facă totuși emoționant, să o salveze cum n-a reușit Andrew să o salveze pe Gwen, și să fie un moment din ăla ca în I, Robot, cu Will Smith care țipă la robotul ăla, gen Save Calvin, sau nu știu cum o chema pe aia. Mi-a rămas de atunci, mi-a rămas în cap, că ăla îi zice Will Smith Save Calvin, sau mă rog, sau Calvin Save nu știu cine, nu știu cum îi chema exact. Și ăla e But the Mission, știi, și ăsta e nu știu cum chema pe ăla, Sorry, Save Calvin. Și un moment așa, știi, gen după aia close pe fețele lor sau ceva, și să fie un moment din ăsta între Andrew Garfield și Peter Parker, știi, adică Peter Parker, Andrew Garfield și lui Tom Holland, în care ăla să fie gen Save, nu știu ce, știi, sau, mă rog, normal, știi, și să fie un, știi, au foarte multe posibilități de a face filmul ăsta genial, dar nu am așteptări deloc, și atunci poate să fie un pic mai bun și domnește să se ridice la așteptări, că ar fi genial, încă o dată. Deci părerile voastre, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Nu vreau să văd chestii mici pe care nu le-am observat și care înseamnă nu știu ce, pentru că sunt încă o dată prea mult, nu vreau să știu. Așa că, vizionare foarte plăcută pe acest canal, nu uitați să vă dați, subscribe, abonare acolo, join și clopoțel pentru notificări. Pupa, da, pa, da, pa, da, pa.